Amat faptul că a primit un plic suspect care conținea cristale albe, numai că cei de la Serviciul de Protecție și Pază nu au vrut să intervină și au cerut chiar acestuia să descopere singur ce substanță conține plicul. Xenia Croitoru ne spune mai multe. Xenia, ce ai reușit să afli? Bun găsit, da, așa cum spuneai și tu, vorbim despre un plic cu niște substanțe, cu niște cristale albe. Ne spuneau aceștia că ar semăna cu zahărul, dar nu știu exact ce ar fi, pentru că nu au aflat nici până la acest moment ce conține acel plic. Știm însă cu certitudine că destinatarul era Florin Iordache, iar plicul a ajuns cumva la Comisia Juridică în urmă cu 2 zile, în contextul în care fix astăzi se discută în Parlament despre legile justiției, cumva se leagă acest subiect. Nu au aflat însă ce conține acel plic cu certitudine, așteaptă să vină cineva specializat să vadă despre ce e vorba. La momentul în care au primit plicul și au văzut ce conține, i-au sesizat pe cei de la SPP din Parlament, însă aceștia au spus că ar trebui să vină cineva specializat cu o aparatură să vadă exact despre ce e vorba și ce conține plicul respectiv. Până în acest moment este important de precizat că nu avem o reacție de la Florin Iordache. Vom afla în foarte scurt timp și vom avea o reacție pe acest subiect.